ajungeam, am bucuria de a fi curatorul primei ediții a simpozionului de artă Domeniul Coroanei. Vreau să mulțumesc, în primul, să mulțumesc familiei Angel, care s-a implicat în acest proiect atât de mult și își dorește să investească în arta plastică, în artiștii români. În comparație cu alți oameni de afaceri din Gorj, din Oltenia sau din țară, care investesc în fotbal, deci câștigul de moment, domnul familia Angel s-a gândit să investească în artă, care este un câștig pe termen lung și câștig, un câștig de valoare în comparație cu oamenii de afaceri care investesc în fotbal. Îi mulțumim și cred că acest simpozion este singurul simpozion privat de artă plastică din Oltenia. Sperăm ca următoarele simpozioane să avem mai mulți. Cred că o să avem mai mulți artiști invitați. A fost primul simpozion și a fost o experiență și pentru mine, și pentru doamna și domnul Angel. Și acum vreau să invit colegii, prietenii și colegii care au participat aici la acest simpozion. Maria Bara, autoarea, în fine, va prezenta ea lucrările, Arad. Mirela Tristaru. Poți să vii cu paharul de vită? Așa e normal. Monica Muraliu, grupa de pictori, sculptorii Max Dumitraș, Ilie Bostan, de la Iași, și Sultanul. Le mulțumesc foarte mult că au acceptat invitația, le mulțumesc că pentru ce au făcut și spuneam mai înainte, domnul Angel, că lucrările vor rămâne sau vor demonstra valoarea artei române și eu cred că aceste lucrări vor rămâne în patrimoniu nu numai al domeniului Coroanei, dar vor rămâne și în patrimoniul național. Le mulțumesc colegilor și încă un lucru care mi-a rămas în minte, înainte de a începe simpozionul, am purtat o discuție cu domnul Angel și explicam că noi ca artiști nu avem nevoie să locuim și să avem condițiile acestea extraordinare, cu hotel Ramada, cu nu știu. Și dânsul a spus un lucru, din câte mi-aduc aminte, maestre, iubesc, îmi place arta, iubesc arta, dar pentru asta trebuie să respect artiștii. Un lucru extraordinar, rar am auzit. Vă mulțumesc, domnul Angel.